Cercetările sugerează că ceea ce se întâmplă în viața părinților în timpul procesului de imprimare genomică are o influență profundă asupra minții și corpului copilului lor, un gând înfricoșător având în vedere cât de nepregătiți sunt cei mai mulți dintre oameni să aibă un copil. Vernie scrie în Preparating Nurturing Your Children from Conceptions, este o diferență dacă suntem concepuți în iubire, în grabă sau în ură și dacă mama dorește sau nu să fie însărcinată. Părinții se descurcă mai bine atunci când trăiesc într-un mediu calm și stabil, fără dependențe și sprijiniți de familie și prieteni. Interesant, culturile aborigene au recunoscut de mii de ani influența mediului conceperii. Înainte de a concepe un copil, cuplurile fac o purificare ceremonială a minții și a corpului. Există un număr impresionant de cercetări care arată importanța atitudinilor părinților pentru dezvoltarea fătului, odată ce copilul este conceput. Tot Verney scrie: „De fapt, cantitatea mare de dovezi științifice apărute în ultimul deceniu ne cere să reevaluăm capacitățile mentale și emoționale ale copilului nenăscut.” Fie că doarme sau este treaz, studiile arată că el, copilul nenăscut, este acordat permanent la fiecare acțiune, gând și sentiment al mamei. Încă din momentul conceperii, experiența din pântece modelează creierul și pune bazele personalității, temperamentului emoțional și a puterii gândirii superioare. Acum este momentul să subliniem faptul că noua biologie nu este o revenire la trecut, când mamele erau învinovățite de orice afecțiune pe care medicina nu o înțelegea, de la schizofrenie la autism. Mamele și tații sunt implicați împreună în procesul de concepere și de sarcină, deși mama este cea care poartă copilul în pântece. Ceea ce face tatăl o afectează profund pe mamă. Iar comportamentul ei afectează copilul care se dezvoltă. De exemplu, dacă tatăl pleacă și mama începe să-și pună la îndoială propria ei capacitate de a supraviețui, plecarea lui modifică profund interacțiunea dintre mamă și bebelușul nenăscut. La fel, factorii sociali, cum ar fi șomajul, lipsa de acces la o locuință și la serviciile de îngrijire a sănătății sau războaiele nesfârșite care duc tații în armată, pot să-i afecteze pe părinți și astfel implicit și pe copilul care se dezvoltă. Esența atitudinii de părinte conștient este că atât mamele cât și tații au responsabilități importante în crearea unui copil sănătos, inteligent, eficient și plin de bucurie. Cu siguranță că nu ne putem învinovăți pe noi sau pe părinții noștri pentru eșecurile din viețile noastre sau ale copiilor noștri. Știința ne-a ținut atenția concentrată pe noțiunea de determinism genetic, fără să ne spună nimic despre influența pe care o au credințele asupra vieții noastre și, mai important, despre modul în care comportamentele și atitudinele noastre programează viețile copiilor noștri. Cei mai mulți dintre obstetricieni nu știu nimic despre importanța atitudinilor părinților în dezvoltarea copilului. Conform noțiunii de determinism genetic pe care și-au modelat cunoștințele în timpul studenției, ei consideră că dezvoltarea fătului este controlată în mod mecanic de gene cu foarte puțină contribuție din partea mamei. Ca urmare, specialiștii în obstetrică și ginecologie sunt preocupați doar de câteva chestiuni prenatale care o privesc pe mamă. Dacă aceasta se hrănește bine, ia vitamine, face mișcare în mod regulat. Astfel de întrebări sunt orientate pe ceea ce cred ei că este principalul rol al mamei, acela de a asigura substanțele nutritive pe care să le folosească fătul deja programat genetic. Însă, copilul care se dezvoltă primește din sângele mamei mult mai mult decât atât. Pe lângă substanțele nutritive, fătul absorbe glucoza în exces dacă mama este diabetică, precum și cortizonul în exces sau alți hormoni de tip luptă sau fugi dacă mama suferă de stres cronic. Acum cercetările ne oferă informații despre cum funcționează acest sistem. Dacă mama este stresată, ea își activează axa HPS, care asigură reacții de tipul luptă sau fugi într-un mediu amenințător. Hormonii de stres pregătesc corpul să se angajeze într-o reacție de protecție. Odată ce semnalele de la mamă pătrund în fluxul sanguin, ele afectează aceleași organe și țesuturi țintă la făt ca și cele afectate la mamă. În medii stresante, sângele fătului curge de preferință spre moș și spre creierul posterior, asigurând cerințele nutritive ale brațelor și picioarelor și ale părții din creier care răspunde de comportamentele reflexe care salvează viața. În sprijinirea funcționării sistemelor de protecție, fluxul sanguin este deviat de la viscere, iar hormonii de stres înăbușă funcționarea creierului anterior. Dezvoltarea țesuturilor și organelor fătului este proporțional atât cu cantitatea de sânge pe care o primesc, cât și cu funcția pe care o asigură aceasta. Atunci când trec prin placentă, hormonii unei mame care suferă de stres cronic vor modifica profund distribuția fluxului sanguin la făt și vor schimba caracterul fiziologic al copilului care se dezvoltă. La Universitatea din Melbourne, în cercetările ei pe oi gestante, care sunt destul de asemănătoare din punct fiziologic cu oamenii, Merlin Winter a descoperit că expunerea la cortizon în perioada prenatală duce în cele din urmă la hipertensiune arterială. Nivelul de cortizon la făt joacă un rol important de reglementare în dezvoltarea unităților de filtrare ale linichilor nefronii.